Eu sper că după aceste sfaturi, Lidia, să ne majorăm bugetul, că tot este criză, nu? Și aplicând aceste obiceiuri, am spus noi, sănătoase ale oamenilor de afaceri, să reușim să ne îmbunătățim finanțele. Păi, tu știi cum e, de fapt, noi spunem tot timpul că și norocul, e trebuie să ai și noroc. Așa este. Așa. Sau să ți-l faci? Nu, că norocul merge odată cu mintea, nu poți să ți-l faci. Și depinde, că e atât de important și de unde pornești. Sunt foarte puțini, cel puțin în această perioadă, sunt foarte puțini oameni care n-au avut nimic și dintr-o dată au. Eu pot să-ți dau un exemplu, pot? Da. Pot. Traderii de energie. N-au avut nimic, o firmă de apartament, au cumpărat și vând la preț de 5 ori mai mare. Depinde lângă cine stai. Dacă ai informația... Depinde lângă cine stai. Omul informat e... Uite, sunt profituri fabuloase din nimic, ai zice. E adevărat, dar ți-am zis, depinde de lângă cine stai, că să ai noroc. Să fii la locul potrivit, la momentul potrivit. Că așa din muncă, doar închipuiți așa familiile care au fost bogați din familie, din neam în neam, cum se numește actrița aia americană care are hoteluri Paris Hilton, da? Nu facem reclamă. Nu da, fac cei reclamă, care vorbim despre brandul Hilton. Nu cred că mai putem face o reclamă. Nu e un o reclamă. Brand renumit. Da. Aia e o familie din dinastie, bogată până... Și așa va fi. Și așa va rămâne până când Dumnezeu vrea să-i țină. Că se vor numi altfel, că se numesc altfel, sunt foarte mulți care au aceste lucruri. Acum nu pot să spun, și la noi sunt foarte mulți oameni bogați despre ce vorbim, doar că pe mulți nu-i cunoaște nimeni. Da. Pentru că știu să-și țină gura, nu vor să se afișeze, te trezești că îi mai dă presa așa peste câțiva ani, îi arată ce vile au pe la Miami, ce vile mai au pe Italia. Mai apare niște topuri. Exact. Dar să știi că mulți sunt bogați, dar nu apar în topuri. Da, așa este. Pentru sunt că mulți sunt discreți, nu vor să fie luați la ochi, nu vor să fie întrebați cum au făcut banii, că știi că e greu până faci primul milion de euro, că după aia merg mai mulți. Corect. După aia vin singuri. După aia vin singuri, că acel milion face bani. Că după aceea oamenii cu bani încep să vorbească cu cei cu oamenii cu bani. Și uite așa, deci se creează sfera relațiilor. De obicei, oamenii care au mulți bani au grijă să controleze finanțele lor. Asta este primul sfat. Este primul sfat. Adică chiar le controlează cu strictețe. Prețuiesc banii. Îi iubesc și prețuiesc. Chiar dacă au, nu vor arunca niciodată pe lucruri inutile. Întotdeauna își vor lua lucruri scumpe, frumoase, care rezistă în timp, care pot fi moștenite, care pot fi valorificate la rândul lor după aceea în alți bani mai frumoși. Pentru că ei privesc totul ca pe o investiție. La ei totul este o investiție. Viața în sine este o investiție. Nevasta e investiție, copiii sunt investiție. Totul este investiție. Deci sfatul este să prețuiești banii, să-i controlezi, să ai grijă de ei. Exact. Pentru că așa cum vin, pot să și plece. Da. Pentru că tu știi că nici că nu pot face doi părinți cât poate cheltui un copil. Așa este. Și avem cazuri nenumărate pe care le știm. Așa. Dar pe de altă parte, nu le este frică să-și asume riscuri. În al doilea obicei bun. Exact. Dar cine nu riscă nu bea șampanie, știi? Tu ne-ai mai spus asta. Eu am spus asta și așa este. Și încep o afacere pe care riscă să o facă cu riscul de a o pierde. De da, ce există nu? Și riscul pierderii în plan. Există, dar ți-am spus, noroc. E foarte important. Dar fără risc nu ai câștig. Cine nu riscă nu bea șampanie, mai spun o dată și asta e, ți-am spus tot despre chestia asta. Oamenii care știu să facă bani, citesc foarte mult și citesc foarte multe lucruri și sunt foarte înțelepți. Știi că Bill Gates la un moment dat a spus că atunci când vrea să investească într-un nou domeniu, să-și deschidă o nouă afacere, citește toate cărțile scrise în acel domeniu.
Acum nu știu dacă ai citit foarte mult despre virusologie, dacă ai investit foarte mult bani în laboratoare. Da, nu despre fundație, ci despre business-urile. Vorbim despre laboratoare pe care le-a finanțat foarte mult. El zicea că citește foarte mult pe tema unui domeniu, tot ce s-a scris, după care poate să... Acum noi practică. Mișcarea lui Bill Gates, noi o cunoaștem foarte apropo bine. Apropo de cititul cărților, că te sigur ajută că foarte da. Mult. Sigur, dar noi cunoaștem mișcarea cum și-a împărțit banii cu nevasta ca să nu mai... Că știi că, de fapt, în America există o lege pe care nu prea știe lumea. E o lege ca un plafon al afacerii. Ei, și asta când a văzut că plafonul e foarte mare, a trebuit să divorțeze de nevastă, să împartă la doi, ca să nu mai fie plafonul. Astea sunt, da, de desubturile. Da, da, uite, vezi, e strategia unui om care știe să facă bani, da? Pentru că a gândit-o strategic. Și să-i păstoreze. Simplu, deși el a spus că copiilor lor, nu le dă niciun ban. Oricum, cititul nu ți-aduce decât câștig. Cu siguranță, pentru că chestia asta te face înțelept. Înțelegi afacerea, înțelegi cum să o duci, informația. Ai informația, știi ce să faci în cazul, să schimbi macazul în timpul jocului. Da. Da. Astea sunt strategii pe care le înveți, nu vine nimeni să te învețe. Prețuiesc informația până la urmă, exact. Și asta este important de subliniat. Oamenii bogați întotdeauna au un scop la care aspiră. O țintă. Își pun o țintă. Ceea ce noi de multe ori uităm să facem. Dorințe, noi le-am repetat de atâtea ori și le repetăm oamenilor de atâtea ori în fiecare emisiune. Nu contează ce amploare are dorința ta, tu trebuie să ți-o pui. Și să ți-o pui cu atâta interes și atâta ardoare. Cu atâta voință și ardoare și dorință ca ceea ce ți-ai pus tu în cap să se îndeplinească. Pentru că orice chestie devine, se materializează. Orice gând al nostru, orice dorință a noastră, se va materializa. Dar trebuie să avem răbdare. Că... Evident că deci sunt că la rând, la Dumnezeu, suntem mai mulți. Și până corect. Ne ajunge rândul să ne picure și nouă câte un pic de noroc, durează. Da, e important să avem o țintă pe care o modificăm. Evident, s-a îndeplinit una, mergem la cealaltă. Pentru că altfel ai impresia că mergi în derivă. Ți se pare că nu spuneam ai spuneam și un în emisiunea scop. Trecută. Spuneam, îți faci un proiect, da? Îți pui o dorință, îți faci un proiect, exact cum, știi, domnule, vreau să-mi fac o casă. Ce ca să încep să faci o casă? Ok, ce faci? Îți trebuie un proiect, da? Uite, vreau să fie așa, vreau să fie așa, aici să fie așa. Ei, cam asta sunt și cu dorințele. Și ei... Asta fac. Ei fac proiecție. Ei văd afacerea când vor să o înceapă. Ei nu încep întâi afacerea și după aia se gândesc la ea. Ei întâi fac proiectul afacerii și abia după aceea. Ceea ce foarte bine. Ce este strategic. Își prețuiesc foarte mult timpul și sunt conștienți de faptul că este singurul lor lucru pe care nu-l pot cumpăra cu bani. Ajungi la această concluzie. Știi când spuneam, tot timpul noi spunem, faceți-vă timp pentru voi. Fă-ți timp pentru tine, acordă-ți timp. Timpul după aceea care ți-l acorzi, îl poți valorifica din toate punctele de vedere. Poți investi în tine. Ai timp să citești, ai timp să te plimbi, să vezi unele lucruri, să te informezi. Asta fac oamenii de afaceri. Se mișcă, umblă. Dar chiar e necesar să-ți iei timpul acela pentru tine, pauza, practic. Timpul pentru tine înseamnă că au momente când nu se concentrează pe averea lor. Își permit să aibă acest timp. Cei care nu au ajuns la un anumit nivel financiar spun că n-ai cum să faci acest lucru. Bine, noi nu avem cum să ne deconectăm. Că ești doborât de griji, de probleme, corect. De facturi. Corect. Noi nu avem cum să ne deconectăm. Dar să știi că mă uitam, cunosc foarte mulți oameni care muncesc, au făcut bani și au bani. Și să știi că în această perioadă mai discutăm cu ei și fiecare se gândește la banii pe care îi are să investească în ceva care să-i aducă un profit. Cât de cât, adică, uite, de pildă... Sunt mai selectivi, spui. Da, se gândesc la strategii, alte strategii.
pentru că le impune chestia asta, le impune, uite, cum sunt prețurile la lumină, cum sunt prețurile la gaze. Da, ajustarea afacerii în funcție de Exact. Așa. Își aleg cu strictețe cercul social. E, aici e o altă dezbatere. Da. Și în el există întotdeauna oameni de la care au de învățat câte ceva. Asta vrei să facem toți. Exact ce spuneam la început. Important e lângă cine stai. Și la un moment dat, la un anumit nivel, îți selectezi compania. Obligatoriu. Pentru că ai impresia că dacă petreci cu cineva de la care nu ai nimic de învățat, îți pierzi timpul. Păi vezi, uite, vorbim de băieții aia deștepți. Din energie. Șpencherii de energie. Sunt deștepți șmecheri. Toți ăștia au devenit șmecheri pe perioada mandatului domnului Băsescu, a primului mandat domnului Băsescu. Atunci s-au lipit de... S-au lipit cu ajutorul unor oameni din instituțiile statului. Păi așa ce se întâmplă spun? Și acum. Rețeta este clasică. Păi și acum se întâmplă același lucru. Deci, practic, se duc și se lipesc de oamenii care sunt acolo ca să fie băgați în seamă, ca să fie... Să aibă acces la informații, exact, la contracte. Și după aia au fost puși... Că eu pun pariu cu tine că ei întâi au fost puși pentru a putea împărți. Da. Asta e vorba românească foarte adevărată, parandărât. Da. E atât de reală. Da. Faci ceva și îmi dai și mie, practic, răsplata. Obligatoriu. Dar să știi că ei plătesc foarte mult. Plătesc mult. Plătesc cum? Parandărât. A. Da. Plătesc mult. Sunt de acord cu tine. Așa. Acolo e dublu. Dacă ați intrat la barbut, măcar vorbiți ca lume. Nu merge cu parandărăt. Parandărăt înseamnă o sumă mare în față și puțin aici de siguranță asta. Ai șansa să câștigi pe aia din față, ok. Dacă nu, pierzi pe asta de aici. E complicat. Jocurile de noroc sunt foarte complicate. Mă rog, nu vorbim de noroc. Aici nu e chiar noroc. Nu e chiar noroc. Jurnaliștii care au folosit parandărătul nu-i cunosc adevărata șmecherie. Adică totul e pe ciordeală. Păi, dar noi nu am spus altceva, maestre. Vorbim de... Noi n-am spus aici de ciordeală. Dar i-am zis altfel. Rețeta clasică. Răsplata pentru informație. Para. E, de acolo vine jocul ăsta de noroc. Că ei erau cei mai buni și la table și la... Ia zi, Lidia, acum. Dai parandărul? Hai, al șaptelea obicei. Ei apreciază somnul de calitate și găsesc întotdeauna timp să se odihnească. Iar această investiție dă roade în următoarea zi de muncă. Aici cu odihnă nu știu ce să zic. E adevărat. E adevărat? Da. Dar ai timp? Să știi că sunt eu pe care îi cunosc, ăștia nu pierd nopți. Nu-și permit. Nu-și permit să pierdă nopți. Bine, aceeași mai permite să pierdă nopți. Nu, și crede-mă, deci dacă se întâmplă câteodată să vorbim la telefon în seara, sunt acasă. Mai de Paște, acasă, de Crăciun, familia, deci se odihnesc. Sau de Revelion. Vreau că ai un program strict. Și aud chestia asta, să-și închidă telefonul, să nu poată fi deranjați când se odihnesc. Deci n-au, chiar îi cunosc. Și eu le respect întotdeauna ora, că știu că... Da, e o disciplină. Mi se pare normal, importantă. Respecti pe om și ei respectă la rândul lor la fel, deci nu, niciodată nu m-au deranjat decât dacă a fost super, super urgent. Dar așa niciodată. Așa. Oamenii bogați știu să aștepte. Mi se pare normal, e una să aștepți cu fundul pe un sac de bani și alta e să aștepți fără. Știi? Da. Ceea ce spuneai tu, că trebuie să ai răbdare și să aștepți că, în funcție de planul pe care ți l-ai făcut, perioada de timp diferă. Exact. Ei știu că, uite, de pildă, sunt oamenii care au foarte mulți bani și construiesc aceste clădiri, cum este unde este și Antena 3 și peste tot. Îți dai seama că investiția asta pe care o face în 4-5 ani, el știe că îi va scoate profit foarte frumos după 5 ani. Da. Deci el are timp să aștepte. Randamentul. În cât timp vine amortizarea investiției și apoi perioada de profit absolut. Exact. Asta e un exemplu pe care îl vedem la orice pas. Ca și oamenii care construiesc blocuri, ca și construiesc case și așteaptă să le vândă. Deci nu...
sunt, am mers o perioadă, orice proiect are am mers o perioadă unde lua banii oamenilor, construia și după aia... Da, perioada țepelor imobiliare. Exact. A trecut perioada aia, nu prea mai e... Pentru că oamenii sunt mai atenți. Oamenii sunt atenți cu investiția lor, că să știi că și cum sunt tineretul care și-au luat bani în bancă și-au luat case prin credite ipotecare. Sigur că da. Și îți dai seama că sunt atenți și cu căsuța și cu serviciu ca să poată să-și plătească. Deci și asta este o afacere a băncii, cel puțin. Da. Așa. Oamenii de succes fac sport. Deoarece știu că activitatea fizică este cea mai rapidă modalitate de a-și descărca forma de stres. Da, te ajută. Exact. Ei știu să se ducă la un joacă tenis, foarte mulți pe care îi cunosc eu. Chiar la sală? Nu, cu sala mai puțin. Mai puțin. Se duc la jogging sau tenis sau uite, se duc la not. Foarte mulți îi cunosc care se duc la not. Au acest program de sport. Își fac program pentru săptămână. Chestia asta. Da. Nu renunță. E o chestie constantă. E, poate să fie, să se răstoarne blocul. El are ora lui de dus la not. Da. Ceea ce își respectă programul. Aia e cel mai important. E important pentru ei. Oamenii de succes nu renunță niciodată, indiferent de dificultățile pe care le întâmplă pe parcurs. Ei știu că afacerea pe care ar vrea să o facă ar putea să o înceapă peste 3 ani. Nu renunță la ea. Nu renunță. Sapă, se informează până... Nu mai așteaptă, se mai consultă, dar nu renunță la idee. Exact. Tu aduți închipuiți așa că, uite, toți ăștia afaceri, știi, care s-au ocupat de panourile astea solare. Întâi a fost bine, după care a venit lumea, a zis nu, după care iarăși a fost bine, după care iarăși lumea a zis nu. Dar ei au perseverat în chestia asta. Au perseverat până a ajuns lumea să înțeleagă că sunt de foarte valoroase la casa unui om, panourile solare. Da, indiferent de greutățile pe care le întâmplă. Exact, și să știi că oamenii de rând au strâns bănuți ca să-și pună, pentru că, uite, mulți au zis ce bine că mi-am pus panouri solare, că uite ce se întâmplă acum. Da. Și aici o investiție majoră. Este, nu e foarte ieftin să faci calcule, lucrul ăsta. Sunt niște multe mii de euro. Exact. În funcție de ce dotări vrei să ai, dacă vrei ca acea energie să se stocheze, să folosești exact pe timpul nopții, sunt niște investiții destul de mari. Destul de mari, dar să știi că cei care deja și-au pus și au trecut o iarnă și acum, uite, vine din nou, că vine. Asta nu o putem opri. Da. Și un ajutor. Exact, exact. Și își dau seama că investiția lor în timp, uite că s-a dovedit a fi foarte bună, foarte fiabilă. Așa. Cam astea ar fi. Cam astea ar fi cele mai importante 10 lucruri pe care ar putea să le învățăm de la ei. Sunt mult mai multe, sunt mult mai importante, sunt și importante și celelalte, dar astea ar fi cele mai importante pentru un om ca să fie echilibrat și să-și mențină, să rămână om de succes. Da, o concluzie, disciplină, adică nimic nu se poate face corect fără un plan, fără corect să ai corect un program strategie, stabilit, plan, strategie, informație, să te informezi la timp, să știi totul, pentru că așa încep să știi că e important să înveți și să știi să înveți și legile, pentru că la noi sunt atât de multe lucruri care se schimbă peste noapte, da. Și parcă nu-ți mai dă siguranță și tot timpul trebuie să ai un om care se ocupă doar de chestia asta, să te informeze cu toate schimbările, cele mai mici schimbări care sunt în moment. Care îți pot afecta. Exact, exact. Bun, haideți mai este să vorbim. Deci de aceea ei se înconjoară de oameni importanți în viața lor. De un avocat bun, că de aia spun, de un finanțist bun, de un strateg bun. Consultanță. De o echipă bună. De o echipă bună, da. Că nu faci singur dacă n-ai o echipă puternică și care să te susțină, să te sfătuiască.
Și am singur nu poți. Și am observat, sunt și iau o echipă extraordinară. Dom'le, dar întotdeauna are unul în echipă care e un pic mai în vârstă. Înțelepciune. Înțelepciune.